întrebam dacă vorbitul pe scenă este ca mersul pe bicicletă, pentru că și pentru mine au trecut 2 ani de când am fost pe o scenă. Sper să fiu un model fain pentru copiii mei, în primul rând, pe care am privilegiul să-i am alături de mine în sală. E o presiune cu copiii în sală, știți? Mai ales ai voștri. Le mulțumesc că sunt aici. Voi aveți copii? Câți dintre voi aveți copii? Aveți copii? Aveți de gând să faceți copii ceilalți? Nu-mi răspundeți la această întrebare, era o glumă. E o întrebare de care nu scapă nimeni niciodată. Adică în momentul în care ai devenit adult, cumva intri într-o relație, apare întrebarea și pe când un copil? Și n-ai scăpat bine, nu te-ai dezmeticit bine după primul, că apare întrebarea. Și pe când al doilea? Este o alegere intimă, evident, a fiecăruia dintre noi dacă aducem pe lume un copil sau mai mulți, sau niciunul. În schimb, motivul pentru care eu mi-am dedicat viața relației părinte-copil, parentingului, cum se numește această relație, este pentru că eu cred că această relație părinte-copil este aceea care are cel mai mare impact asupra noastră. Vă place sau nu acest adevăr, sunteți foarte mult părinții voștri. Iar dacă aveți copii, cu siguranță v-ați trezit măcar o dată sunând exact ca mama sau ca tata. Spui un lucru și imediat te întrebi de unde a ieșit asta. Era acolo îngropată, 30 de ani, 35, și o rostești. De ce cred eu că suntem foarte mult părinții noștri? Cum am ajuns să fim foarte mult părinții noștri? Și de ce această relație atât de importantă? Vă spun de ce. Pentru că bona, presupunând că a avut o bonă copilul nostru, trece. Educatoarea trece și ea. Învățătoarea se duce. Se duc și profesorii. Și ne place sau nu acest adevăr, la un moment dat se duc și bunicii. Iar noi rămânem. Fără doar și poate, tocmai faptul că suntem acolo alături de ei în fiecare zi înseamnă, în fiecare zi, că le devenim modele, fără să vrem, pentru fiecare comportament, pentru fiecare valoare, pentru fiecare principiu, pentru fiecare gând nerostit, pentru că și energia noastră se duce mai departe către ei. Și astăzi aș vrea să vă învăț, să vă predau, să vă împărtășesc una dintre cele mai extraordinare tehnici care ne ajută să le devenim modele copiilor noștri. Cred că orice părinte s-a săturat să audă treaba asta. Ești model pentru copilul tău. Copilul tău este oglinda ta. Și iată, vin eu și vă spun același lucru. Copiii noștri sunt mult oglinda noastră și da, le suntem modele în fiecare zi, dar astăzi aș vrea să vă fac conștienți cu privire la alte modalități, de fapt altă modalitate prin care le puteți deveni modele, și prin care puteți să-i alegeți pe alții să vă devină modele, dacă nu aveți copii sau dacă nu veți deveni părinți, și pe care foarte puțini oameni o înțeleg, această tehnică. Și eu am încredere în voi, cei care sunteți părinți astăzi, că vă puteți învăța copiii și știți să faceți asta, chiar cu puțin ajutor din afară. Să vă învățați copiii să se îmbrace singuri, să se încalțe singur, să-și lege șireturile, să-și pună în masă, să-și facă temele, să spună bună ziua, să se spele pe mâini înainte să se așeze la masă și o serie de alte lucruri valoroase pentru ei. Din ce în ce mai puțin demonstrate de copiii noștri. Am încredere în voi că puteți să le predați aceste abilități. Până una alta, aceia care aveți vârsta mea și puțin poate peste sau mult peste, știți că noi am fost generația crescută cu cheia de gât. Adică noi făceam toate lucrurile astea singuri. Ne încălzeam mâncare și băteam covoare și aveam grijă de copiii mai mici. Și nu stătea nimeni după noi toată ziua să ne spună nu e bine ce faci, asta nu e bun, asta dă-o înapoi, nu este jucăria ta, nu alerga, nu-i frumos, nu se cade, nu împinge, nu smulge. Făceam toate lucrurile astea singuri și le învățam din mers. Deci aveți încredere că ai voștri copii pot să facă toate lucrurile astea. Eu astăzi aș vrea să vă împărtășesc o altă modalitate prin care puteți să le împărtășiți altfel de abilități, de altă natură.
abilități pe care foarte puțini adulți le au și care fac o diferență enormă între mediocritate și excelență la orice vârstă. V-ați întrebat oare vreodată de ce foarte mulți adulți nu știu să-și gestioneze timpul? De ce foarte mulți adulți nu știu să-și gestioneze banii? Sunt foarte mulți adulți, indiferent câți bani câștigă, nu au niciodată bani. Știți pe cineva? Sunt foarte mulți adulți care nu știu să-și gestioneze emoțiile. V-ați întrebat vreodată de ce? Nu știu să ia decizii, nu știu să-și rezolve propriile probleme, sunt dependenți de alții care rezolvă probleme în locul lor. Eu mi-am adresat această întrebare, de ce adulții nu au aceste abilități, ani de zile. Pentru că aceste abilități și altele de același soi sunt acelea pe care eu le-am predat, trainer fiind de corporație, le-am predat middle managerilor, top managerilor, antreprenorilor din cele mai multe companii multinaționale, dar nu numai, din România și din alte țări. Sunt convinsă că dacă ați lucrat vreodată într-o companie multinațională, aproape indiferent de nivel, mai nou și companiile românești au aceeași abordare, ați văzut că încă de la angajare aceste abilități, competențe se cer. Și mai apoi sunt și evaluate, cel puțin anual. Managerilor li se cere să știe să-și gestioneze emoțiile, să gestioneze conflicte, să ia decizii, să rezolve probleme și așa mai departe. Și eu le-am predat aceste abilități. Și m-am întrebat mereu, dacă sunt atât de importante și sunt, de ce nu le învățăm niciunde? De ce trebuie să le învățăm la 30 de ani sau niciodată? Și eu am primit răspunsul la această întrebare printr-un aha pe care aș vrea să vi-l împărtășesc în 2003. În 2003 lucram și locuiam în Germania și eram responsabilă de un proiect important într-o organizație cu sute de angajați, un proiect de schimbare de cultură organizațională. Și, cum vă spuneam, proiectul ăsta era în responsabilitatea mea, iar discuția pe care urmează să vă o relatez s-a întâmplat într-o vineri seara, era foarte târziu, întuneric deja afară. Nu mai aveam ce să caut la birou, dar eram la birou încă, neștiind ce să mai fac. Eram într-o panică mentală. De ce? Pentru că acest proiect trebuia să înceapă cu 2 săptămâni în urma acestei vineri. Deci eram cu 2 săptămâni în întârziere în această vineri, în care întunericul m-a prins cu picioarele pe birou și cu ochii în tavan, încercând să văd ce fac de luni. Și în acest moment se aude în ușă. Cioc, 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 cioc. Și intră directorul meu general. Bună seara, bună seara, îmi dau jos picioarele de pe birou. El mă întreabă, ce faci la ora asta la birou? E vineri, întuneric, seara, de ce nu ești acasă? Și eu i-am răspuns cât se poate de sinceră. Mă gândesc. Și el a spus, mucalit, cum era și este, că am păstrat o relație de prietenie cu el, mi-a spus, foarte bine că gândești, că de-aia ești și plătită. Să gândești. Dar fă-ți gândirea vizibilă, pentru că nu o văd. Exact așa mi-a spus. Make your thinking visible, because I cannot see it. Și ăsta a fost momentul meu de aha, pe care vi-l împărtășesc. De ce? Pentru că eu muncisem mult, credeți-mă. Mintea mea era plină de rezolvări ale acestor probleme cu care mă confruntam în acest proiect. Știam ce am de făcut, gândisem pașii următori, dar totul era la mine în cap. Și mi-am dat seama, în acel moment, de ce toate aceste abilități pe care vi le-am împărtășit mai devreme, vi le-am povestit și multele de același soi, nu le putem învăța decât la vârsta adultă, dacă avem noroc, unii dintre noi niciodată, sau într-o mică măsură. Pentru că sunt acele abilități care țin de procese de gândire pe care noi nu le vedem și nu le putem copia și nu le putem învăța prin copiere, care este cel mai simplu mecanism prin care învățăm cu toții și prin care copiii noștri învață. Și de aceea modelul nostru este atât de important, pentru că ne văd în fiecare zi. Aș vrea să vă spun mai exact la ce mă gândesc. Să știți exact ce înseamnă gândirea făcută vizibilă. Uite, de exemplu, cunoașteți o persoană care duce de 2 ori mai multe sarcini la îndeplinire în aceeași unitate de timp, precum o alta. Ce spunem despre o astfel de persoană?
E, așa e ea, mai organizată, mai eficientă. Luăm lucrurile ca atare. E, nu e ea așa mai organizată. Face ea ceva. Face ea ceva. De reușește să ducă la îndeplinire de două ori mai multe sarcini. În felul în care își gândește sarcinile, în felul în care le eficientizează, deleagă, le șterge, le dă altora, le amână, le pune într-o anumită ordine. Dar tu nu vezi ce face, pentru că totul e aici, este un proces pe care, la care nu ai acces, vezi doar un rezultat și tendința e să spui, așa e ea, mai organizată. Să vă mai dau un exemplu. Ce face o persoană într-o situație de stres, de panică, când toți aleargă ca pui fără cap, această persoană este calmă. Așa e ea, mai calmă. Nu e ea așa, mai calmă, nu că n-ar juca temperamentul unei persoane un rol în povestea asta, sigur că îl joacă, dar nu e ea așa, mai calmă. Face acea persoană ceva în felul în care își gestionează emoțiile, de reușește să rămână calmă, dar tu nu vezi acest proces. Și nu-l poți copia, nu-l poți învăța. Asta înseamnă că cele mai multe procese de soiul ăsta nu ne sunt vizibile și nu le putem învăța. E nevoie să stai lângă o persoană ani de zile care să fie bună la una dintre aceste abilități, ca tu să poți copia și să poți învăța și să ai acces la procesele ei de gândire. Iar asta scurtează fantastic orice proces de învățare, dacă ai acces la procesele de gândire. Și exact asta vă propun să faceți în relație cu copiii voștri. Făceți-vă gândirea vizibilă. Vreau să vă dau un exemplu. Ești la volan, ok? Ești la volan, tu ca părinte, copilul tău este în spate, presupun că are centura pusă, și la un moment dat, un participant la trafic îți ia fața. Se mai întâmplă? De vreo două ori pe an? Se mai întâmplă. Moment în care presupun că dacă ești părinte, deși îți vine să alegi să nu, pentru că e copilul lângă tine și nu vrei să-i fii model pentru un astfel de comportament. Și te abții. Dar dacă tu te abții, toată această situație trece pe lângă copil fără să o fi văzut. Nu a înțeles nimic din ea. Dar tu tot te-ai enervat. Te-ai enervat. Iar nervii au o particularitate grozavă. Se adună și se adună și se adună. Până când explodezi. De regulă cu copilul seara, cam acesta este un ciclu pe care foarte mulți părinți, din păcate, îl repetă, tocmai pentru că reprimă foarte mult din nervii lor pe care nu-i scot afară. Uite ce v-aș propune să faceți. Faceți întreaga situație vizibilă pentru copil. Exact așa cu vocea aceea iritată. Uite, domnul acela în mașină galbenă a încălcat o regulă de circulație și mi-a luat fața, moment în care mie mi-a venit să-i vorbesc urât. Dar am ales să nu fac asta, pentru că domnul respectiv oricum nu m-ar fi auzit și nu i-aș fi schimbat comportamentul și mai stricam și atmosfera din mașină. Dar eu tot m-am enervat acum, mie mi-e se treaba asta de fiecare dată, poate vă este și vouă, și vreau să scot nervii ăștia afară și dai drumul la radio, pe orice piesă, tare, și încep să cânți, tare. Voi vă dați seama ce se întâmplă în fracțiuni de secundă? Încep să râzi, nu ai cum să nu râzi. Deci n-ai cum să nu râzi, dacă nu râzi în câteva secunde, schimbă piesa, adică ceva nu e în regulă cu piesa. N-ai cum să nu râzi. Iar umorul, cel puțin eu asta am învățat despre poporul român, vine la pachet cu cetățenia, deci nu ai cum să nu râzi. Ce e fain în procesul ăsta este că tu ai transformat furia ta în ceva constructiv, ai scos-o afară, ai râs, deci ești ok, iar copilul a înțeles o lecție fantastică prin tine în care ai devenit model. Deci când am nervi și îmi vine să, pot să aleg să nu. Și uite ce făcea mama când avea nervi. Este o lecție extraordinară și putem să o facem cu toții în fiecare zi, făcându-ne gândirea vizibilă. Și sună cam așa, uite, am avut o zi extrem de grea, sunt foarte iritată în acest moment, îmi vine să strig la tine, dar nu vreau să fac asta. Uite, mă duc în cameră, mă întind 10 minute, mă relaxez, meditez poate, mă calmez și mă întorc. Și copilul zice, aha, deci pot să stau și în pat puțin să mă calmez. Nu trebuie să lovesc, nu trebuie să strig, nu trebuie să trântesc uși. Și iată cum învață copilul o lecție extraordinară care se numește
gestionarea emoțiilor. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Pleci cu copilul de la grădiniță sau de la școală și în mintea ta ai un traseu. Că te duci întâi în parc, după care te duci la magazin, după care te duci la bunica, după care te duci acasă. Sunt sigură că acest traseu e gândit într-un fel, într-un scop. Copilul nu vede acest scop. De ce l-ai gândit așa, acest traseu, și nu altfel? Fă-ți gândirea vizibilă și spune copilului tău de ce ai gândit traseul așa. Uite, mergem întâi în parc să mai prindem un pic de soare. Numai bine ce ni se va fi făcut foame și mergem la bunica să mâncăm. De acolo ne oprim la magazin și cumpărăm XY produse și două produse congelate pe care le vom cumpăra ultimele și nu primele. Și ajungem acasă numai bine pentru a prinde povestea de seară. Poate vouă vi se pare simplu, dar acesta este time management. Așa se gestionează timpul. Cum faci să duci la îndeplinire mai multe sarcini într-o unitate de timp, în așa fel încât să fie eficient? Eu mi-am făcut gândirea vizibilă în relație cu fiul meu foarte devreme. De aceea cred cu adevărat în ceea ce vă împărtășesc astăzi. Și nu știu dacă știți, dar eu vorbesc mult și eram foarte fericită că în preajma mea e un copil care pare că mă ascultă, așa că am vorbit mult. Și rezultatele s-au văzut foarte devreme. Aș vrea să închei prin această poveste personală. Au fost multe altele de atunci și nu numai de la fiul meu, de la mulți alți copii, ai altor părinți care și-au făcut gândirea vizibilă în relație cu copiilor. Și mi-aduc aminte că Amos avea un pic peste 3 ani atunci și mergeam la grădiniță, eram într-o vineri dimineață, în mașină, eu la volan, el în spate, cu centura, și ne îndreptam către grădiniță, unde la ora 9 punct începea o activitate care se numea Arată și povestește, care lui plăcea grozav. Și activitatea asta era cam așa, era cu tematică. Cartea preferată, jucăria preferată, fructul preferat, și copiii veneau cu obiectul respectiv de acasă și povesteau celorlalți colegi despre el. În această vineri era despre fructul preferat și am agreat eu cu Amos încă de cu joi seara că vineri, în drum spre grădiniță, ne oprim să cumpărăm ananasul, care era fructul lui preferat, și ajunge la grădiniță cu ananasul în dinți la 9 când începe această activitate. Doar că n-am avut o dimineață prea bine organizată, am ieșit târziu din casă, m-am uitat la ceas și i-am spus fiului meu, n-avem cum. N-avem cum să le facem pe amândouă. Fii atent, ori te duc la grădiniță, ai de ales, ești acolo la 9, dar fără ananas, ori ne oprim să cumpărăm ananasul, dar vei întârzia la activitate. Ce ți alegi? Iar el s-a gândit și a spus, ce-ar fi dacă, mama, ce-ar fi dacă, atunci știm că am reușit, când copiii spun ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă mă duci tu pe mine la grădiniță să fiu acolo la ora 9 când începe activitatea, te întorci tu să-mi cumperi ananasul, te duci la magazin și mi-l cumperi, mi-l aduci la grădiniță și îi spun eu educatoarei să nu vorbesc primul la activitate. Iar eu m-am uitat în oglinda retrovizoare, mi-aduc perfect aminte, și am spus, pe bune? Mi s-a părut extraordinar că un copil de 3 ani și un pic poate să vină cu o astfel de soluție. Și sunt sigură și știu că toți copiii pot gândi în termen de soluții dacă noi le dăm șansa să vadă cum luăm decizii și cum facem alegeri și cum ne gestionăm emoțiile și cum ne gestionăm banii. Ce facem cu noi? E un cadou fantastic pe care îl puteți face copiilor voștri și cea mai scurtă cale de a învăța de la cei din jurul vostru, întrebându-i, dar cum faci? Sper că este o tehnică pe care o veți pune în practică în fiecare zi, de aici mai departe, să vă faceți gândirea vizibilă. Mulțumesc tare mult!